Județul Prahuva este expus la aproape toate tipurile de riscuri naturale, cu excepția celui nuclear, dar în opinia prefectului Rodica Paraschiv suntem pregătiți să facem fața acestora, existând resursele necesare, iar anul 2014 a pus la încercare autoritățile, fiind unul greu din acest punct de vedere. Am avut peste 300 de perioade cu coduri. 300 de perioade de coduri în care a fost un cod roșu, aproape 20 de coduri care au fost portocalii. Vreo 260 de coduri au fost galbene și în rest niște, niște avertizări, dar toate acestea au lăsat la un anume moment niște urme. Au fost coduri meteorologice și coduri hidrologice, potrivit prefectului, însă ceea ce a fost bine în 2014 a fost faptul că nu am avut victime în județul nostru. Primul lucru care ne interesează este să luăm acele măsuri și să protejăm viețile oamenilor. Deci acesta este foarte important. Apoi înseamnă bunurile oamenilor care trebuie să, în măsura în care se poate, să le asigurăm integritatea și, bineînțeles, păstrarea condițiilor de protecția a mediului. Pentru a repara însă pagubele materiale, Prefectura a implementat în 2014 două proiecte de hotărâre de guvern, prin care au fost primite fonduri. Cu ajutorul acestora s-au realizat reparații în zona provițelor Poiana Câmpina.